Ce nu văzut Parisul de Marius Ianuș. Acum doi ani, la Institutul Cultural Român, s o ținut conferința Mărturii ale Evreilor din Benin. Erau acolo toată pleiada de intelectual progresiști, profesorașii care te privesc cu aere de artiști, băieții care au moștenit structurile comuniste împărțite de Bruckner, Brucan, pe coridoarele uteciste, turnătorii care s-au băgat în manuale cu niște penibile imitații literare, și băieții lui Soros, cu mintea lor sprințară. țară, cam ticăloși, așa, cam trădător de țară. Veneau să prindă șpilul, veneau să-și coacă visul, năvală, ca la filmul ce n-au văzut Parisul, veneau să prindă o bursă sau poate o finanțare, gata să scrie orice le cere neacutare intelectual de soiul hibrid ingineresc, la care le miroasă cam tot ce românesc. și or început soareaua doi grași cu papioane. Evrei din Benin or suferit, se pare. au fost în țara aia progrom, cu gaz și fum și ori murit vreo 12 sau 12.000. mii. Oricum, ori suferit atroce, ori suferit într-una și de-aia țara aia îi plătește și acum. Și atunci am strigat de o în ferești. Bă! Dar voi n-ați auzit de fenomenul Pitești? Ce legătură îi între evrei din Benin și Institutul Cultural Român? Traficanții de sclavi nu erau evrei voștri din Benin? Iertați-mă, nu vreau să vă împroș cu Benin, dar mai dați-o pe gârlă de conferință scorțoasă. Ce caută evrei din Benin în țara noastră? toți au încremenit și s-au uitat în jur, după vardiști. Iar Manolescu mi-a scrâșnit, ești un nazist. Dar eu am continuat. Anul trecut, acest institut idiot a făcut 50 de sindrofii despre lui Iuda din Iscariot și mai puțin de 30 despre evenimente românești. Bă, dar pot să vă întreb de ai cui sunteți? De 10 ani vă cer să-l dați afară pe șafran, pentru atenta la familie, nu pentru că e jidan! Și voi ce răspunsuri aveți? Vă doare fix în cui că vreiul nu primește familii la sindrofiile lui ca să se socializeze mai bine. Bă, da vă, nu vă e rușine? Voi nu mai aveți nimic sfânt? Familia e pentru voi un simplu cuvânt? Nu zic că e numai el vinovat pentru tot ce mi s-a întâmplat. Că mai mult sunt eu cu păcatele mele, dar pentru regula lui Trebuie dat de podele! O tânără drăguță de la registratură care văzuse scena mă privi cu căldură și îmi spuse cu dulceață și cu nespus respect Vă invităm la cină, domnule poet! Să termin cu toți ăștia și, pormă, poate vin. I-am zis privindu-i ochii de căldură suspin. Sau, dacă e cina aia, vă rog să-mi spuneți ferm că las tot icr să cadă sub blestem. O doamnă mai vopsită, cum auzi aceste, se întoarse către alta și zise, Ce vorbește?" Blestemul cel puse în doină bardul nostru, că voi iubiți străinii și urâți neamul vostru!" Atunci înălță glasul un fante fisticiu. Lăsați-l, măi, în pace, că e puțin diliu!" Când eram eu nebun, eram în gașca voastră. Acum am mintea clară ca sticla din fereastră. Acum am libertate. Atunci eram legat în sforile satanei. Eram aproape drac. Sunt liber. Mă tem numai de Dumnezeu cel mare. Mi-am câștigat speranța. În mine am o floare. Îmi pasă mie tare de steagul vostru roșu și că scris Marolescu că mi-o cânta cocoșul. O să vedem noi care, o să vedem noi cine va fi poet cu faimă în veacul care vine. Strigam toate acestea pe drumul spre ieșire, împins de două globe fără scripiri. În fine, mă îmbrânceau cu râvnă spre treptele de frig, mă busculau într-una, dar continuam să strig. Femeia care șoptește, isuse, pupația și picioarele, îi mai mare decât toate universitarele. Viața voastră e o porcărie, altfel n la așa o sindrofie. Și care e teoria voastră de eroi? Că ne-am urcis noi între noi! Voi mai puteți trăi de atâta minciună! Noi suntem întuneric, iar voi lumină! Vai de lumina voastră, cu loji și pederaști! Vă ard ochii în cap mai tare ca la draci! Treziți-vă, băieți! Fără Hristos, nimic nu puteți! Apoi ușa s-a trântit. În urma mea sau în urma lor? să vedem care or să fie ăia care mor. Până la urmă am cam dat cu venin și n-am aflat povestea covreii din Benin. Dar tot mi-am spus măcar oful meu cel mare și așa mi-am luat și eu o mică alinare. Și atunci, cum soareaua s-o spart în râsul plânsul, m-am dus întins la filmul Ce n-o văzut Parisul.